Așadar, să-mi fie iertată duritatea, dar am să termin cu un mesaj primit de la un cocetățeancă de-a noastră din Canada, adresat cetățenilor care se află în afara hotarelor țării. Lăsați-i pe cetățenii Republicii Moldova să-și rezolve singuri problemele. Noi am pus coada pe spate și ne-am dus singuri din țară. Nimeni nu ne-a trimis și nimeni nu ne-a gonit. Vă mulțumesc!